Așadar, să intrăm puțin în discuția despre cancerul colorectal alături de primul nostru invitat, care este domnul dr. Bogdan Marțian, care este medic primar chirurgie generală, șef secție chirurgie generală la Spitalul Clinic Sanador. Este și directorul medical al Spitalului Clinic Sanador, cu competențe în chirurgia robotică, laparoscopică și managementul serviciilor medicale. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Aș completa competența și în chirurgia oncologică. Pentru că tot discutăm despre cancer. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, cât de des vedeți în practica dumneavoastră, în România, cancere colorectale? Cancerul colorectal este unul dintre cele mai frecvente cancere care apar în România. De altfel, așa cum a rezultat și din prezentarea dinainte, se luptă pentru locul 2 sau 3 în totalitatea cancerelor. Este foarte important, este foarte frecvent și aș vrea să începem toată discuția prin a menționa faptul că dintre toate cancerele, cancerul colorectal este cel mai bine tratabil. Cu niște condiții, evident, dar dacă se întâmplă niște condiții, dintre toate cancerele, procentele de cancere colorectale vindecabile prin tratament este cel mai mare. Aș vrea să vorbim un pic despre incidența care este tocmai crescută la tineri. Ce ați observat dumneavoastră înainte se știa că apare după o anumită vârstă, însă studii recente au arătat că apare și sub vârsta de 50 de ani, și uneori stadii chiar avansate la tineri. Da. Uh, Clasic se considera că un cancer apare în special preferențial la vârstnici. și situațiile în care apare la oameni mai tineri, tineri însemnând sub 60 de ani, sunt rare. Paradigma asta s-a schimbat, în paranteză fie spus sau înainte de a spune că s-a schimbat paradigma, exista și un, un soi de în medicină care spunea că dacă toți am trăit destul de mult, toți am face un cancer. Nu e lipsit în, total, în totalitate de, de adevăr această exprimare, noi observăm că apar din ce în ce mai tineri. Tânăr însemnă sub 60 de ani, dar există o, o mențiune specială pentru cei sub 50 de ani, chiar fără istoric familiar sau fără factori de risc familiar de apariția cancerului și există chiar și la persoane sub 30 de ani. Faptul că apar forme. Foarte agresive decurge din aceea că cancerele nu sunt toate de același fel. Există o grad de diferențiere al celulei canceroase și cu cât celula este mai nediferențiată, adică mai tânără, cu atât e mai agresiv. Dezvoltarea este mai agresivă pentru că are capacitate de multiplicare și de răspândire mult mai mare decât o celulă matură. Și în întâlnim din ce în ce mai des la tineri cancere cu celule nediferențiate. Asta e un potențial de evoluție rapidă și asta explică în bună măsură de ce prima prezentare la medic este, este într-o formă foarte avansată de boală metastatică și mai departe, în care, situație în care mijloacele noastre terapeutice sunt limitate. Dar care ar fi stadiile, așa, în medie, în care apar, să spunem bine, românii la, la dumneavoastră? Există și persoane care au grijă și pe care le tratați în stadii incipiente sau majoritatea se află la polul pe care tocmai l-ați menționat? Um, cu toate că situația stadiului în care se prezintă pacienții la doctor în România este ceva mai bună astăzi față de acum 20 de ani, în sensul că procentul de pacienți care vin într-o într-un stadiu mai puțin avansat, este mai mare. Diferențele statistice nu sunt foarte mari și, în continuare, bună parte din pacienți, n-aș putea să spun majoritatea, pentru că nu sunt în posesia datelor statistice la nivel național bună parte din pacienții care vin la noi apar în stadii relativ avansate. Stadiul avansat într-un cancer poate să însemne pe de o parte stadiu local, adică tumoră mare care produce niște complicații, sau tumoră metastatică. Amândouă reprezintă cazuri avansate. Cele metastatice sunt avansate global, să zicem, la nivelul întregului organism. Cele avansate local privesc doar situația Locală și oricum cele non-metastatice sunt mai bine tratabile decât cele uh, metastatice. Uh, lucrul ăsta se întâmplă din cel puțin două motive. Pe de o parte, uh, pacienții nu iau în considerație simptome minore. Simptomele pe care dumneavoastră le-ați listat în prezentarea introductivă sunt de obicei simptome care apar târziu. Scăderea în greutate apare târziu în evoluția unui cancer. Turburările de tranzit apar atunci când tumora este suficient de mare încât să împiedice un tranzit normal. La tumorile mici nu se întâmplă asta. Sângerarea apare când, de obicei, când tumorile sunt destul de voluminoase și când porțiuni din tumoră se desprind Tumora sângerează și atunci apare sângerea. Deci toate astea sunt uh, simptome care apar de regulă într-un stadiu avansat. Există și situații în ghilimele fericite pentru pacient, <coughs> în sensul în care o anumită un anumit simptom care reprezintă o complicație poate să apară devreme. Adică <coughs> sunt tumori care pot sângera devreme în evoluția lor, deci chiar în stadii incipiente sau sunt tumori care produc ocluzie intestinală, deși ele sunt mici, dar sunt capabile să strângă, să sclerozeze restul colonului în jurul lor și deși sunt în stadii mai mici, mai de început, ele pot da o complicație. Asta alertează pacientul și vine mai repede la medic. Dar principala cauză pentru care în unele țări cancerele colorectale sunt depistate precoce, și în România nu chiar așa, deși, repet, o parte din ele sunt depistate mai devreme, acum față de acum 20 de ani, este screeningul. Ori screeningul înseamnă coronoscopie. Există și alte metode de screening, ca spre pildă investigarea hemoragiilor oculte, hemoragii care nu se manifestă clinic, dar se, manifestă, se pot, pot fi depistate la analize, dar cea mai importantă din toate metodele astea de screening este coronoscopia și înțeleg că o să fie o prezentare în legătură cu coronoscopie și atunci nu mai extind subiectul ăsta.